de dimineață. Ne ajută să scapi de greață și-ți crește mora. Bună dimineața și la mulți ani tuturor celor care poartă numele de Ion, Ioana și derivatele acestui nume. Zi de sărbătoare creștină mare, Sfântul Ioan Botezătorul, ultima mare sărbătoare din perioada aceasta de sărbători de iarnă. Dacă însă ar fi să mergem și spre date importante laice, trebuie să spunem că este o zi cu noroc la nașteri. Deci dacă ar fi să mergem în ordinea importanței, astăzi s-a născut, ziua de 7 ianuarie, s-a născut Bănel Nicoliță și odată cu el s-a născut, adică nu în același an, în aceeași zi, tovarășa Elena Ceaușescu. Na, cum să vă spun, e o zi importantă. În ziua de 7 ianuarie a murit doctor Petru Groza, care știți și dumneavoastră ce rol a avut în istorie. Și dacă ar fi să ne venim în zilele noastre, în 2015 era atacat sediul ziarului de umor satiric Charlie Hebdo din Paris. Arme automate, au murit cel puțin 12 persoane, dacă nu mă înșel, la vremea aceea. Ei, după această enumerare de persoane legate și fapte legate de ziua de 7 ianuarie, să continuăm, nu știu, e de bine, e de rău, să continuăm cu o societate a Consiliului Județean, o societate a Consiliului Județean care a făcut valuri în presă de-a lungul anilor, numai, cum să vă spun eu, numai cât s-a scris în Mesagerul și nu numai în Mesagerul, cât s-a scris în presa din Neamț, de-a lungul timpului ar însemna să facem un roman cu tot ce s-a întâmplat la troleibuzul. Imediat că trebuie să răspund și la un mesaj urgent în emisiune, se întâmplă acest lucru când ești în direct. Ca să recapitulăm, troleibuzul a fost o societate care în mod normal nu trebuia să fie a Consiliului Județean. Ea trebuia să fie o societate a municipalității Piatra Neamț. Pentru că așa s-a gândit la vremea respectivă, ea a fost mutată, ca să zicem așa, la Consiliul Județean și de-a lungul timpului, din cauza acestei mutări, a fost deschis lungul șir al unor nereguli care n-au fost niciodată cercetate cu adevărat și care au dus la acordarea unei subvenții care a fost cheia și lacata tuturor salariilor. Când primești bani de subvenție și știi că ai o subvenție și nu trebuie să te ocupi foarte mult de alte surse de venit, banii se cheltuiesc ușor. Între timp, la troleibuzul a venit un director nou, ca să spunem așa, transferat de la o societate a Consiliului Local la una a Consiliului Județean. Și acel director este astăzi în emisiune, adică domnul Cristian Săuciu. Bună dimineața! Bună dimineața! Mulțumesc pentru invitație. Aș vrea să transmit și eu tuturor celor care se bează astăzi ziua călduros și sincer la mulți ani. Domnul Săuciu, ați ajuns la troleibuzul într-un moment, cum să spun eu, destul de important pentru istoria societății. Am auzit că
s-ar putea până la urmă să primiți niște autobuze electrice. Când om vedea că sunt turcești, nu? Nu. Sunt BMC-uri făcute de o firmă chineză. A, sunt chinezești. Da. E, și mai bine. Aici e mai sigur decât la turci. Dar mă rog. Așa. Deci vor veni autobuze electrice și încet, încet, nu vă mai numi troleibuzul, ci probabil electronul sau nu știu cum o să vă numiți. Dar până atunci, trebuie gestionată activitatea de transport și relația cu administrațiile publice locale pe teritoriul cărora mergeți cu autobuzele. Apropo, pe unde mai mergeți cu autobuzele? Mergem în Piatra Neamț, mergem în Gârcina, mergem pe zona Adiutrans, Săvinești, Dumbrava, Rosnov. Dar nu mai aveți contracte cu primăriile sau mai aveți contracte cu primăriile? Doar pe zona Adiutrans, atât. Dar cu Dumbrava, de exemplu, aveți contract? Da, sunt în contract. Dumbrava este în contract, da. Deci, din zona Adiutrans sunteți cu toți în contract? Astăzi, da. Inclusiv cu Rosnovul? Da. Oh, ce noutate! Ce noutate! Și își plătesc... Contractul, da. Contractul este făcut cu Adiutransul, nu direct cu noi. Bun, da. Banii ajung la dumneavoastră? Banii ajung la noi, da. Inclusiv... La Dumbrava mai sunt ceva probleme. Păi de asta vă spun. Dar lucrăm. Cam... Noi ducem cetățenii. Bun, dar cetățenii își plătesc. Cetățenii își plătesc, numai că nu mai primi compensațiile la termen de la Dumbrava. Aha, deci până la urmă tot societatea suportă diferența, nu? Da. Și o să vă judecați iarăși. Eu iarăși am început să vi... deja, da. Și o să primiți niște bani după 2 ani sau după un an? Sau... Vom vedea, noi sperăm cât mai repede. Cât mai repede. Bun. Haideți, spuneți-mi care sunt noutățile. Să spunem că asta ați ajuns acolo după ce a fost un manager și a încheiat mandatul. Deci n-a fost o înlocuire înainte de finalizarea mandatului. Deci el și-a încheiat mandatul și pe urmă ați ajuns dumneavoastră. Bun. Nici măcar era un manager interimar când m-am dus eu. A, da, că venise domnul acela promovat de la Consiliul Județean, dacă nu mă înșel. Da. Fusese înainte pe la Drupo promovat, după aceea a dus înapoi. Deci e bine să ai un om pregătit și la drumuri și la transporturi, că nu se știe niciodată la ce pot. Poate se mai înființează și o societate de plutași pe Bistrița și atunci mai luăm și punem... Că e tot transport până la urmă și pluta, e un transport. Deci e bine când ai un... Eu sper să nu ne întoarcem la transportul cu pluta. Nu, dar eu zic că s-ar putea ca multă lume să considere că suntem duși cu pluta. Apropo de transportul, dar asta este o altă poveste. Asta e posibil. Da. Haideți, spuneți-mi un pic, care sunt noutățile din punctul de vedere al managerului la troleibuz? În primul rând, contractul pentru cele 21 de autobuze electrice s-a semnat deja în luna decembrie. Ministerul Dezvoltării a reușit și a semnat contractul. Este deci un asta, grafic hai de... să spunem că autobuzele sunt de două, vin din două surse. Da. Odată Ministerul Dezvoltării. Prin Consiliul Județean. Prin altă dată Consiliul Județean. Și Consiliul Județean separat. Separat, da. Sigur. Bun. Deci prima parte este asta, cu Ministerul Dezvoltării. Cu Ministerul Dezvoltării prin Consiliul Județean s-au semnat deja contractele și este un grafic de livrare a autobuzelor. Din ce informații avem noi, credem că până în septembrie o să vină o mare parte din autobuze electrice pentru Piatra Neamț. Autobuzele, să facem o paranteză, autobuzele electrice o să meargă doar pe raza municipiului Piatra Neamț. O să fie în corelare cu stațiile inteligente care sunt puse, deja sau se pun. Mă scuzați, eu zâmbesc. V-am văzut. Deci, eu zâmbesc, da. E bine că măcar stații inteligente avem. Da. Vom vedea să vedem cât o să fie de inteligente în momentul când o să meargă și autobuzele astea electrice, care au pot să facă legătura între ele și stații, au toată partea electronică care să facă legătura între ele. Așa. În altă ordine de idei, troleibuzul astăzi, din punctul nostru de vedere, este o societate care nu mai are probleme financiare. Vom vedea ce ne așteaptă anul ăsta. Adică, cum nu mai are probleme financiare? Asta vă rog să-mi explicați. În primul rând,
am reușit și s-au câștigat două procese, cel cu Dumbrava și cu Primăria Piatra Neamț. S-au recuperat banii care nu îi dăduseră aceștia pe compensații. Deci, procesul cu Adiur Trans l-ați câștigat? Cu Adiur Trans l-am câștigat, numai că ei n-au... I-au dat în continuare în judecat UAT-urile. Da, și atunci trebuie să așteptăm să vedem ce se întâmplă vis-a-vis de... Și cam cât ar trebui să primiți de la Adiur Trans? Eu știu că era o sumă extrem de mare. Undeva la 30 de miliarde, dacă mi-aduc eu bine aminte. 3 milioane de lei noi, da, nu? Da, da. E o sumă frumoasă. E o sumă frumoasă. Așa este. Și hotărârea respectivă prin care ați câștigat era și executorie sau era numai... Era și executorie. Noi astăzi, atunci, în momentul ăla, cred că s-a pus poprire pe conturile Adiur Trans, numai că ei nu au de unde să încaseze bani și atunci nu avem de unde să le luăm. Așteptăm să se termine în instanță procesele cu OAT-urile. Cred că anul ăsta, în prima jumătate, o să e pe final, din ce știu. Stai bine, înseamnă că v-ați asigurat finanțarea până la sfârșitul anului. Da, eu sper să nu trăim numai din termenii de judecată și din banii care vin de acolo. Până la urmă, dacă era, vă dau exemplu, Dumbrava Roșie sau chiar și Piatra Neamțul, dacă era un privat și nu trebuia să fie transport în comun, privatul, dacă nu îi se plăteau banii pe transport, nu mai mergea pe zona respectivă. Noi suntem obligați, chiar dacă nu îi se plătesc, să mergem în continuare. Bun, acum cum să vă spun, nimeni nu vă obligă să nu reziliați contractul. Noi nu putem să reziliem contractul pentru că toate OAT-urile sunt în același contract, nu pot rezilia contractul cu un singur OAT. Nu, dar să puteți rezilia contractul cu Adiur Trans. Da, vă transformați într-o firmă care prestează servicii ca orice privat. Și mergeți și vă bateți cu privații pe trasee. La licitație, da. Da. Și atunci nu știu ce se va întâmpla. Nu, ținând cont de faptul că asta iese din discuție pentru că sunt fondurile europene care sunt în derulare și e complicat. Am înțeles. Nu, asta e diferența. Toată lumea spune, domnule, noi dacă am fi privat am face așa, dar nu vrem să fim privați pentru că noi trebuie să primim fonduri europene, știți? Da. Adică e ușor să te compari cu privatul când îți convine ceva, și e greu să te compari cu privatul când nu-ți convine. Corect. Și asta nu e cazul troleibuzul numai. Corect. E vorba și de Publiserv, e vorba și de alte societăți. Nu. Aici sunt societăți care au în spate acționari care sunt instituții publice, care nu sunt pe persoană fizică, teoretic. În neam sunt pe persoană fizică instituțiile, dar nu mai contează. Așa. Și avem cazul troleibuzul. Bun. Haideți să vedem în momentul ăsta. Pe ce flotă stați, ca să spun așa, până vin alea electrice? Avem 30 de autobuze în acest moment, care funcționează normal. În fiecare zi mai sunt mici probleme, defecțiuni la ele, mai rămân 3-4 pe hala de reparații. De obicei sunt probleme care se rezolvă în aceeași zi, adică ne putem face treaba deocamdată, având și 2-3 rezerve față de ce ne trebuie pentru a... Și autobuzele astea care sunt? Sunt alea turcești care au fost luate? Da. Sunt 2016-2018 cumpărate în anii respectivi. Și autobuze mai noi aveți? Cumpărate noi, sunt cele două care le-am cumpărat noi anul trecut, dar nu sunt mai noi ca an, dar sunt mai bune prin faptul că nu mi se defectează. Alea de care sunt? Avem un MAN și un Mercedes. MAN-ul, cred că, dacă am face niște calcule, și-a scos deja investiția. Pentru că e un autobuz mare, un autobuz de 15 metri, care poate transporta și mulți călători și atunci eu cred că cu el deja ne-am acoperit investiția. Bun, și astea au fost achiziționate... Pentru că aveați nevoie de mașini? Sau? Da, încă ne mai trebuie, pentru că dacă îți cad 2-3 mașini, noi nu putem face un traseu, de exemplu. Am preferat să achiziționăm niște mașini bune și la aspect și la motor, la motorizare, în care să nu băgăm bani, cel puțin un an de zile, pentru că la cum au fost reparate autobuzele astea turcești, au niște probleme și nepunându-se tot timpul piese pe ele, pe original,
cad în lanț câteodată și ne creează probleme la modul că nu mai putem asigura transportul călătorilor. Înțeles. Deci, practic, există problema aceasta a calității da. Autobuzelor pe care le aveți și până în septembrie, când ar trebui să vină primele mașini electrice, rezistă astea sau nu rezistă? Faceți față că după septembrie, teoretic, rămâneți singuri? Da, eu cred că chiar din iulie ar trebui să fim pregătiți pentru luna septembrie, pentru că în momentul când participăm la și venim cu baza, flota cu care o să intrăm pe oraș cel puțin, autobuzele trebuie să fie în curtea noastră în momentul respectiv. Și dacă astea nu vin? O să găsim soluții, noi căutăm soluții și astăzi. Păi nu știu, adică ideea este așa, dacă o să-ți vină 40 de autobuze electrice, câte mai ai nevoie pentru asigurarea traseelor din autobuze de genul? Dacă vin toate, anul ăsta nu mai am nevoie. Faza e că nu vin toate, vin 21 de autobuze maxim până în decembrie. Cele la Consiliul Județean, doar prin Consiliul Județean, mai durează, nu o să vină anul acesta. Deci vorbim doar de cele din minister care există posibilitatea să vină toate anul. Deci teoretic vă trebuie cam 40 de autobuze. Nu? Teoretic îmi trebuie, eu vă zic exact cât îmi trebuie, 21, 31, 35 de autobuze cu tot cu rezerve. 35 de autobuze. Dacă vă vin 20... Și microbuze. Și microbuze. Da. Câte microbuze? 10, cel puțin. În aceeași flotă sau în plus? În aceeași flotă. Deci, în aceeași flotă. 25 de autobuze și 10 microbuze. Și 10 microbuze. Și în momentul acesta, dacă ar fi să previzionăm pentru 1 septembrie, din ce aveți, ce vă rămâne după 1 septembrie? Din ce am 8 microbuze și 22 de autobuze. Deci vă mai trebuie microbuze, cel puțin 4. Cel puțin 3-4, să zic că am o rezervă. Așa. Dar problema e, știți cum e, nu poți să stai într-o singură rezervă, că dacă scad două, nu poți să faci traseul respectiv și atunci... Eu vă sfătuiesc așa, să faceți în două zile, să puneți toate microbuzele să facă traseul pe izvoare. Ca să ce? Ca să... Și după aceea mergeți la Consiliul Județean și spuneți, domnul, puneți-l pe constructorul ăla să cumpere 4 microbuze, 10 microbuze, ca să... Rezolvăm problema. Pe izvoare noi avem autobuze și avem niște autobuze, niște manuri care sunt într-adevăr și veche, sunt în 1993, au 1,5 milioane de kilometri la bord. Așa. Și am discutat și noi la Consiliul Județean, numai că durează, bine că se face până la urmă, bine că s-au apucat să-l facă. Eu am auzit și pe alții care spuneau, doamne, bine că s-a făcut autostrada aia care a început acum 22 de ani. E bine și aici că se face, dar măcar așa un pic de rușinică, bă, te duci cu un buldog excavator, că ești în mijlocul, adică ești în oraș, nu în mijlocul. Te duci cu un buldog, cu ceva, tasezi, adică, dacă e, adică e vorba de... Nu se cheamă, știți dumneavoastră de ce? Da, da. De rușinică, ca să spunem așa. Și mai ales cât merge troleibuzul, care e societatea Consiliului Județean pe acolo. Adică, să fim cinstiți, ce facem? Ne dăm la geale singuri? Sau ce? Deci, nu se poate așa ceva. Hai să fim serioși. Bun. Care-i planul? Deci, va trebui să achiziționați mașini noi? Va trebui să faceți... Planul este în felul următor. Noi am discutat cu cei care livrează autobuze să schimbăm termenii de livrare. În funcție de termenii de livrare care ni oferă ei pentru anul acesta, o să vedem de ce flotă și de ce autobuze mai avem nevoie sau microbuze și atunci o să ne calculăm la modul că dacă ne mai trebuie 5 microbuze, o să facem o licitație pisica, probabil un caiet de sarcini și să avem toată infrastructura auto pentru septembrie. Bun. Cu primăria s-a discutat, ei fac niște lucrări în oraș. Sau cel puțin au scos la licitație lucrările să le facă. Da. Se vor schimba multe lucruri în oraș, cel puțin în anul ăsta și în anul următor. S-a discutat ceva de program, că eu am înțeles că stații inteligente se aduc. Problema este că stațiile inteligente nu pot dirija transportul. Da, dacă... deci în momentul în care o să vină... Poate dacă le aduceau și cu un autobuz electric stația. Da, noi am avut un autobuz electric de la Brașov, care a trecut pe la noi și a mers prin oraș. Cu
el, e în regulă, problema e felul următor. Până nu o să vină autobuze electrice care au tot ce înseamnă ca să poată fi conectate la stațiile respective, nu prea putem avea un transport inteligent. Din ce cauză? Costurile pentru a pune un calculator și un GPS pe fiecare autobuz de stalea nostru sunt foarte mari. Și atunci softul care... Dar nu sunt prinse în costuri astea? GPS-ul la și... cele care le avem noi astăzi. Zic. A, la astea care le aveți astăzi. Să pun la astea ar însemna niște costuri foarte deci mari. Nu, dar vom avea un transport semi-inteligent. Jumătate inteligent și jumătate prost. Și atunci ați trebui să puneți și așa în stații pentru călătorii care merg cu alea inteligente și pentru călătorii care merg cu alea proaste. Nu că ne-am gândit la toate soluții, e o problemă. Dacă noi astăzi investim, să zic, în calculatoare de bord și în GPS-uri, în momentul când vin cele electrice, neștiind cine câștigă licitația pentru a pune chestii inteligente pe autobuzele electrice, s-ar putea să nu bată informațiile de pe astea care le-am luat noi astăzi și cei care o să le pună pe ale electrice. Și atunci... Clar că ale electrice, după ce o să vină ale electrice, putem și noi să ne upgradăm deci, autobuzele care le avem astăzi. Deci, ca să spunem așa, mai așteptăm un pic pentru transportul inteligent. De fapt, era și normal. Adică da, nu... mai așteptăm. Din păcate, deci, mai așteptăm. Să ne deșteptăm atât de repede. Știți foarte bine că la Minister s-a făcut contestație pe licitație. Dacă nu era făcută contestația, noi în iunie trebuiau să avem, în iunie anul ăsta trebuia să avem autobuze. Adică era, se devansa puțin... graficul. Dar acum, na, cum să vă spun? Important e să le avem și pe astea, dacă credeți că le avem. Eu 100% sunt convins că o să le avem, da. Nu văd de ce să nu le avem, atât timp cât sunt bani, s-a semnat contractul. Bun. S-a făcut un calcul, odată cu venirea acestor autobuze electrice, care costă destul de mult, dacă va crește sau nu valoarea subvenției? Din punctul meu de vedere, valoarea subvenției nu va crește. Cred că ar trebui să... Ne-am făcut niște calcule vis-a-vis de diesel cu electric. Eu nu vorbesc de costurile de exploatare. Costurile de exploatare le discutăm imediat. Da. Eu vorbesc de faptul că aceste autobuze care vin prin program european, vin la Consiliul Județean, acolo vor ajunge, vor trebui date spre folosință, administrare dumneavoastră. Sigur. Când se dau spre administrare și spre folosință, există o formulă de calcul care stabilește care este valoarea pe care trebuie să o întoarceți dumneavoastră sub formă de redevență acolo. Dacă ele sunt achiziționate cu prețul total, valoarea va fi destul de mare. Va anunța cineva de la Consiliul Județean de redevența cam cât care va fi? Să o plătim, nu. Eu vă sfătuiesc să calculați, s-ar putea să aveți o mică surpriză. S-ar putea să aveți o mică surpriză și să vă faceți planurile în consecință. Adică să-l anunțați și pe domnul primar Carabelea cam cât va fi compensarea, s-ar putea să fie cel puțin dublă. Cel puțin dublă, dacă nu mai mare. Dar asta o să o discutăm. Sper să nu, pentru că ar însemna foarte mult pentru, și pentru primăria Piatranea și pentru Consiliul Județean până la urmă. Eu zic să... calculăm. La un moment dat am calculat, dar acum nu mai știu. O întrei și o vedea, dar cred că așa va fi. Ați început să pregătiți oameni pentru întreținerea acestor autobuze electrice? Nu, prin caietul de sarcini sunt trimiși atât șoferi cât și mecanici electricieni la o societate cu care cei de acolo care vând autobuze o să aibă contract de reparații, pentru că avem garanție și o să fie trimiși oameni la ei în service să învețe lucrurile acestea. Spuneați de comparație de prețuri. Electric-diesel. Da. Ce a rezultat din calcul? Ieșim mai ieftin cu electric. Cam nu, la... nu cred. Nu cred că dacă se ieșea mai ieftin cu electric, nu se desfințea troleibuzul. Bun, deci, și parcă troleibuzul tot pe electric mergea, dacă mi-aduc eu aminte, dar nu știu sigur. Nici eu că nu eram director. Nu erați director acolo, da? Nu. Ei, bun. Și
iese mai ieftin pe electric, comparație, cel mai ne-am gândit la o soluție împreună cu Consiliul Județean, pe noi ne-ar interesa să putem face un parc să ne producem singuri energia acolo. Asta ar fi, din punctul meu de vedere, chiar o realizare. Și unde se face parcul? Acolo la noi, la troleibuzul în curte. Și ați demarat pentru un proiect? Suntem doar la discuții. Acum vreo 2 luni de zile am avut primele discuții și pentru noi ar fi o soluție extraordinară, pentru că din ce am produce, cred că am putea da și pe linia de... Înseamnă că aveți spațiu mare acolo. Da, este un spațiu destul de mare, da. Mă mir că încă n-a venit nimeni să construiască un bloc, dar nu-i târziu. Nu-i târziu, dar și pe bloc se poate pune pe panouri electrice. Dar e interesant chestia asta cu producerea curentului electric. Văd că a devenit o modă la Consiliul Județean. Înseamnă că există un investitor solid care vine și propune asemenea parcuri. Am înțeles că și la spital se va face. Nou spital, viitorul spital. Sper să nu fie, da, probabil să nu fie ca și viitoarea autostradă. În fonduri europene, probabil, pentru lucrurile acestea. Da, e foarte bine, și foarte bine. Nu ne-ar conveni la troleibus să avem, să ne producem singur. Deci o calculat cineva că din ce aveți dumneavoastră spațiu acolo vă puteți produce singur curentul electric pentru asta? A calculat cineva de la noi, da, troleibusul. Nu. Eu zic să mai puneți pe cineva să calculeze. Da, nu, da, v-am spus, suntem la modul de discuții, încă nu... Da, la un moment dat și domnul Carabelea vrea să pună panouri electrice pe primul modul al gropii de gunoi de la Piatra Neamț. Acum mă gândeam că s-ar putea să producă electricitate suficient acolo dacă se pune și o centrală pentru captarea gazelor din modul. Da, era bine dacă se punea la început, că se construiește, da, într-un anumit fel groapa de gunoi ca să, exact, poată da energie. Exact. Da. Bun, acum lăsând la o parte micile răutăți, cât timp ar trebui să fie valabil contractul acesta, pentru că luați fonduri europene, cât timp trebuie să operați potrivit contractului? 5 ani de zile minim, cu posibilitate de prelungire, din ce știu eu. Aici la autobuz electric avem o problemă și o problemă tehnică până la urmă. Noi avem garanție 5 ani de zile, bateriile la autobuz electric sunt aproape cât un autobuz electric, ca și costuri, astăzi mă refer. Și atunci cred că prin 2024-2025 ar trebui să ne gândim la următoarea soluție. Deci, ce spunea unii, că problema la autobuzele electrice nu e autobuz, ci modul în care poți să asiguri viața autobuzului peste cei 4-5 ani. Cel mai important, datorită bateria, da. Și bateriile, da, bateriile, de fapt. Da, și bateriile astea evoluează. Sigur, sperăm să evolueze și să scadă prețul, că astăzi bateriile sunt undeva la 300.000 de euro. Cred că dacă nu se regăsește o soluție, dacă căutăm cu atenție, întrebăm vreo câțiva foști activiști de partid, se găsesc undeva depozitate tuburile alea mari de GPL care se puneau pe autobuze în timpul lui Ceaușescu. Mi-aduc aminte de tuburile. Așa. Și la autobuzele astea electrice, cred că se scoate bateria, se pun tuburile de GPL. Autobuzele astea electrice au și un rezervă de 60 de litri de motorină, să știți, pentru că dimineața se pornește pe motorină ca să încălzească acumulatorii. Nu pot să cred. Da, da, da. Nu pot să cred. Aia înseamnă că o să vină ecologiștii și o să zică că nu sunt bune. E posibil. Ai... Bun. Deci dumneavoastră preconizați așa, că anul acesta vor trebui făcute niște investiții în niște mașini, cel puțin câteva microbuze, dacă nu și, da, autobuze. Da. Și sperați să intre 20-21 de autobuze. Mai multe, dacă se poate, toate. Bun, 20. Da. Ceea ce ar însemna că vom avea un transport hibrid pe raza municipiului Piatra Neamț de la anul. Din septembrie, de anul ăsta. Din septembrie. Și dumneavoastră din septembrie sunteți obligați să asigurați tot transportul pe raza municipiului, sigur, privații fiind ieșiți din joc, nu? În cazul în care SC Troleibuzul o să poată să facă lucrurile astea, da. Dacă nu, dumneavoastră veți ceda o parte din trasee către... Adio Trans o să dea traseele și către privați, atâta timp cât troleibuzul nu o să poată gestiona... Știți ce nu înțeleg eu? De ce nu gestionează primăria transportul pe raza municipiului? Eu nu înțeleg.
Nu știu să vă răspund la lucrul ăsta, dar știu sigur că mai e cineva, un singur UAT care e la județ în, în România. Deci, pare aberant să ai o structură cum este Adiurtrans, care practic nu face decât să intermedieze niște lucruri, dacă nu mă înșel eu, că acolo structura asta a fost creată oficial cu gândul să facem proiecte. Adică unim 5 UAT-uri, 6 și facem proiecte de dezvoltare a infrastructurii de transport. Cu ce ne-am trezit? Ne-am trezit cu un proiect făcut de Consiliul Județean, nu de Adiurtrans, da? Care se adresează numai municipiului Piatra Neamț, Boda Proste, că e pe Piatra Neamț. Dar restul comunelor care fac parte din Adiurtrans nu beneficiază. Adică, nu știu, ceva parcă nu, nu știu, nu mi se pare în regulă să dați în judecată Adiurtrans, să vă recuperați banii? Din păcate, așa a fost de-a lungul timpului. Nu știu exact ce s-a întâmplat, să vă zic exact, dar nu e în regulă. Și în momentul ăsta, colaborarea cu Adiurtrans care este? Este ok? Astăzi este în regulă. Este în regulă și faptul, și eu vreau să vă zic că mă înțeleg cu toți primarii din UAT-urile cu care lucrăm, inclusiv cu doamna primar de la Dumbrava. Numai că are niște principii care nu corespund cu ceea ce se întâmplă. Care sunt aceste principii? Cred că cel mai bine ar fi să o întrebați pe ea. Păi o întrebăm, nu e nicio fel de problemă. Deci, întotdeauna oamenii cu principii sunt bineveniți la noi în emisiune. Da. Spuneți-mi despre prețuri. Astăzi prețurile rămân aceleași. Adică? 2,50 lei călătoria pe Piatra Neamț. Ce vrem noi să introducem? Noi am făcut plata aia, dacă știți, cu telefonul mobil prin 24. Da, am dat o știre. Da. Da. Și vă mulțumim. În afară de chestia aia, vrem să facem niște cartele de o zi, de 5 călătorii, ca la metrou la București, știți că sunt diferite, pentru a încuraja mersul cu autobuzul, pentru că noi și credem... Și cum mă duc să cumpăr cartela tot timpul? Sau am o cartelă pe care o încarc? Ideal ar fi să aveți o cartelă pe care să intrați pe site-ul troleibuzul, să-i puneți 10 lei, 5 călătorii, să zic, și să circulați pe ea când... Pe asta întreb. Da, din păcate nu avem cititoarele respective de cartele astăzi. O să fie tot ca un fel de abonament. Deci suntem, cum să spun, un precursor al inteligenței care va veni. Da, asta încercăm noi. Vreau să vă zic că pe 24 pe ei sunt foarte puține casări. Foarte puține casări. De asta eu cred că o să... La noi o să demareze foarte greu. Știți cum e? Astea. Vrei să-ți plătești impozitele online, de exemplu, la primăria Piatra Neamț? Nu poți să le plătești, sau nu puteai ieri, cred că nici astăzi. De ce? Pentru că onor, nu primăria, ci onor sistemul ăsta, ca să poți plăti, primăria trimite o cerere undeva la București și aia trebuie să dea o aprobare. Și mai durează 4, 5, 6, 10, depinde cum vine aprobarea, cât e de inteligentă aia, chestia aia care o primești la București. Deci cu inteligența asta artificială e greu când e mânuită de oameni. Așa este. Din păcate e ca la noi. Ne mișcăm destul de greu. Deci aveți niște abonamente pe care eu trebuie să mă duc să le cumpăr. De 2 călătorii, de 5, de 10, da. De 50, de 100. Da? Și astea de unde se pot lua? De la dispecialatele noastre, de la gară sau de la Dărmănești. Deci în două locuri. Da. N-ar fi bine. O să le introducem, încă nu. Ar fi bine să avem mai multe. Știu, am aflat informații din trecut că erau în stații niște, dar care am înțeles că erau vandalizate non-stop. Nu erau inteligente. Când o să fie acum inteligente, nu vor mai fi vandalizate. Am văzut că au spart o stație de asta de bea pusă. O să fie vandalizate în continuare. Nu trebuie să ne culcăm pe ureche. Cum, dar stațiile inteligente nu pot fi sparte. Da, pentru că dacă te apropii de ea, te înjură. Nu? Dacă te apropii de ea, este atât de inteligentă încât se transformă în ceva neatractiv. Ar fi interesant. Cred că asta ne-ar trebui, de fapt. Da. Chiar să se transforme. Eu cred că ne-ar trebui multe persoane responsabile care se ocupe de lucrurile astea și să se ducă până la capăt. Ai pus o stație, știi că va fi în atenția oamenilor care locuiesc în oraș, au și alte preocupări,
decât cele de serviciu. Și atunci pui o cameră, pui ceva, pui un polițist, pui... Cu camere ar fi cel mai bine. Da. Dacă pui la 40 de stații câte un polițist... Deci idealul fiecărui român este să aibă o cameră. Da. Care se poate să-l urmărească. Da. Bun. Deci una peste alta, vreau să spuneți că în momentul acesta nu sunt probleme financiare, că ați terminat anul cu profit și că vă pregătiți de niște achiziții. Dar cu personalul cum stați? Avem 93 de angajați astăzi. Noi o să mai angajăm și vă dați seama că dacă vin autobuze electrice, noi avem cam 2 șoferi pe autobuz. Asta înseamnă că dacă vin 21 anul acesta, ne mai trebuie încă 42 de conducători. Stați un pic, da. Nu luați și din autobuzele astea care le veți da deoparte, că dacă vin 20, adică șoferii de aici nu-i puneți acolo, adică... Ba da, dar astăzi Tulebuzul lucrează subdimensionat ca și angajați. Avem deja 8 posturi scoase la concurs de conducători auto. Încercăm să intrăm în rând cu lumea, ca să zic eu așa. Am renegociat contractul cu sindicatul, contractul colectiv de muncă. O să le crească și salariile. Am rămas uimit când am vorbit cu cel de la Brașov, care a venit la noi cu autobuzul electric și mi-a spus că la Brașov un conducător auto câștigă 5.000 de lei net în lună. Îmi pare rău că nu vă pot arăta imagini din Brașov. Acum, am văzut cu eu. Circulația în Brașov. Deci Brașov, un oraș de munte, extrem de aglomerat. Așa este. Aproape la orice oră din zi și din noapte poți circula fără probleme. Fără probleme, totul este atât de bine pus la punct. Pus la punct încât, bine, nu mai vorbim că acolo este bandă pentru autobuze, dar nu sunt numai 2 benzi. Sau da. Unde sunt doar 2 benzi, nici într-un caz nu s-a făcut prostia care se preconizează o să se în facă alte și orașe. La noi. Și la noi o să se facă bandă specială pentru transportul în comun. Bine, la noi suntem specializați în bande când vine vorba de transport, dar mă rog. Apropo, ce se mai întâmplă cu procesul acela, sau mă rog, dosarul acela deschis șoferilor cu... celebrele Z-uri. Este pe rol... Adică, ca să explicăm oamenilor, da. Se fura la încasările. Casa de marcat, da. La casa de marcat, de pe autobuz. Da. Și, din câte țin minte, era vorba de vreo 20 de miliarde? Câteva miliarde, da. Câteva miliarde, mai puțin. Da. Deci, miliarde. Ce? I-au fost trimiși în... În judecată sunt dosare penale pe rol, încă nu s-a finalizat niciunul ca să... Vă dau Am o rezoluție înțeles. La ele și nu vreau să... Am înțeles. Deci, cine spune că nu sunt bani în transporturi, greșește. Îi poate găsi în dosare. Da, și acolo. Și acolo. Domnul Săuciuc, vă mulțumesc tare mult că ați venit astăzi în zi de sărbătoare la, eu vă mulțumesc la emisiune și aștept cu nerăbdare să facem o călătorie cu primul autobuz vă electric. Vă promit că o să o facem împreună. Deci, cu primul autobuz electric și să vedem după aceea, să ne gândim dacă autobuzul este mai bun decât un autobuz din ăsta pe diesel, pe benzină sau decât un troleibuz. Apropo, mai aveți un troleibuz? Mai am 5 troleibuze, da. În curte, din păcate, sumele de inventar sunt mari și nu le pot vinde nicăieri. Nu vine nimeni să le vândă? Le-am trimis oferte la toți cei care au troleibuze și nu vor să le vândă. De ce nu le vindeți direct? Pentru că e 300 de milioane bucata și nu dă nimeni pe 300 de milioane. Păi luați, te desfaceți cum fac? Nu mă pricep la asta. Puneți oameni să desfacă, să facă, da. Să-l vindeți pe bucăți. Deci... Așa să așteptăm un investitor dedicat pentru așa ceva, e greu. Nu. Mulțumim tare mult. Eu vă mulțumesc. Vă doresc succes, aveți nevoie la troleibuzul. Să dea Dumnezeu, mulțumesc mult. Și acum, lăsând la o parte orice glumă, este esențial ca ce se întâmplă la troleibuzul din septembrie se întâmple bine. Trecem peste faptul că este o societate a Consiliului Județean. Trecem peste faptul că acolo vor fi probleme. Ideea este că dacă acolo lucrurile nu merg, tot transportul în comun la nivelul municipiului Piatra Neamț se va da peste cap.
Și dacă se va da peste cap chiar dacă vom avea stații inteligente. Deci, la modul foarte serios. Și ar fi păcat pentru banii care se bagă în autobuzele respective, costă enorm, autobuzele acestea electrice, lăsând la o parte faptul că e la modă să ai autobuze de transport electric, că nu mai poluezi. Aici este o altă discuție, nu o discutăm în momentul ăsta cât costă de fapt și cât poluează un autobuz electric pești, mergând în spate de la producere până la baterie, etc. Deci este esențial ca lucrurile să meargă ceas acolo, pentru că dacă nu, vom avea probleme. Trecem peste faptul că 2 ani de zile se va construi în oraș și va fi o întreagă, o adevărată aventură să găsești locuri pe unde să circuli cu asemenea autobuze, dar este important. De aceea l-am invitat pe domnul Saociuc în emisiune, să vedem cum se pregătește. El spune că lucrurile merg spre bine. Noi așteptăm să vedem. Ne oprim aici. Cele bune, să aveți o zi frumoasă, zi de sărbătoare, cu multe petreceri de Sfântul Ioan. Și, dar nu uitați că încă mai suntem în această nenorocită de pandemie. Cele bune! La revedere!